te ascunzi tu? Iată de ce ai tu rugină! Urme de apă curgătoare. Da. Bună ziua, doamnă profesoară! Bună ziua, bună ziua! Treceți la loc? Dar ce se întâmplă la noi în clasă? Totul este cu cap de sirenă! Și pozele noastre care le-am găsit la adăpostului cap de sirenă! Acest monstru trebuie analizat, studiat și oprit la timp. De ce așa de mult vă îngrijorați? Sunteți tocmai a patra de pe listă. Eu nu pentru mine mă îngrijorez, ci de Matei. El nu poate lipsi atâta timp de la școală. Trebuie să-l căutăm și să-l aducem. Păi noi nu știm nimic despre cap de sirenă și unde să-l căutăm pe Matei. Ce credeți? Am mai avut eu liniște zilele astea? Am început să cercetez! Dar ce-s cu liniile astea? Doamna Zinaida, și ce ați reușit să aflați? Văd că ați studiat serios! Prima dovadă despre existența lui cap de sirenă o avem din anul 1966. A fost observată de către o familie care trecea cu mașina pe lângă un cimitir vechi din statul Arizona, America și a făcut o poză. Tocmai în anul 1966? Nu te grăbi, avem dovezi mult mai vechi, rabdă puțin. A doua apariție a lui cap de sirenă se atestă în anul 1995 pe 16 iulie. Un grup de tineri care făceau drumeții prin pădurile Arkansas au fost capturați de cap de sirenă și doar un băiat pe nume Chet a reușit să se salveze și să povestească omenirii despre acest monstru. Doar unul? Dar recent, într-o peștere din Kamchatka, Rusia, a fost descoperită o pictură cum oamenii din antichitate se luptau cu un monstru care seamănă leit cu cap de sirenă. Auzi, încă din antichitate, Mircea? Cred că e foarte bătrân acest cap de sirenă. Mircea, nu cap de sirenă, ci capuri de sirenă. Adică? Există cu mult mai mulți Siren Head care au suferit mutații, care în loc de cap au lămpi, televizoare sau chiar veceu. Și ce poate face el? Orice plantă pe care pune el mâna se transformă în fier ruginit. Iar dacă prinde vreun câine sau lup, îi împetriește pe loc și începe să latre, fie să urle. Și capturează toate păsările și animalele din împrejurimile unde el stă. Ok, dar unde el stă? Da, să vă arăt și asta. Uitați-vă atent la această hartă. Ce observați aici? Un zmeu zburător? Nu, Mircea, seamănă, dar este altceva la mijloc aici. Stați! Iată, dacă îl punem așa aici, seamănă cu un cap de sirenă. Așa este, Melissa. Dar este ceva cu mult mai important aici. Priviți, am fixat orașele unde a fost văzut cap de sirenă. Arizona, Arkansas, Kamchatka, insula urșilor și Madagascar. Și priviți unde se intersectează ele. Undeva între România și Moldova. Dar nu este clar unde anume. Știu, de aceea am adus o hartă mai mare. Veniți să vedeți. Aceste linii se intersectează lângă lacul Costești, care desparte România de Moldova, în apropiere de localitatea Văratic. Acolo trebuie să mergem.
Nu am fost niciodată acolo. Atunci vom merge. Care este problema? Sau te-ai speriat? Eu? Niciodată. Și apropo, în această regiune sunt foarte multe ape curgătoare, lacuri, cascade și, cel mai important, peșteri și grote. Acolo trebuie să mergem să-l căutăm pe cap de sirenă. Și poate îl găsim și pe Matei. Să nu pierdem timpul, haideți să mergem. Stop, cât pe ce să uit? Am studiat, am anunțit acest exemplar și într-adevăr este copil de cap de sirenă. Noi trebuie să-l luăm ca să facem schimb cu Matei. În caz contrar, nu ne va lăsa în pace. Mircea, ai grijă de el, să-l ducem la destinație. Să mergem! Hai! Ce greu mai ești! Să mergem mai repede. Mircea! Vino după noi! Să căutăm mașină. E grea? Sunteți pregătiți? Da! Să mergem! Să mergem spre peșterile celea. Hai, haide. Se vede ceva. Și acest sunet ciudat. Ascunde-te, Mircea. Ce e, Mircea, acolo? E cap de sirenă. Ascunde-te. Important să nu ne observe. Așa este, poate o să treacă pe lângă noi. Da. Fără să ne vadă. Nu ne-a observat. Da. Să mergem să-l căutăm pe Matei. Haide. Stați puțin, să verific. Poate mai este un cap de sirenă. Să mergem! Curat! Veniți după mine! Mircea, oare nu vom da de un cap de sirenă iarăși? Da! Mi-e frică! Se aude din ce în ce mai tare! Hai cumva să trecem pe partea cealaltă a apei. Haide. Mai că să avem grijă. Uite așa. Ai, fie tentă, Melissa. Un
copac de fier, ia priviți! L-a transformat cop de sirenă! Orice plantă pe care pune el mâna se transformă în fier ruginit. Privește ce culoare are! Da. Dar ce lătrat straniu, auziți? Da! Parcă e câine, dar parcă nu! Ia priviți acolo! Câinele a fost transformat într-o stâncă! Iar dacă prinde vreun câine sau lup, îi împetriește pe loc și începe să latre, fie să urle. Da, uite ce masiv! Da! Oare să fie mâinile lui cap de sirenă? Păi așa cred că este. Priviți câte pene! Probabil cap de sirenă a mâncat acum pe cineva. Sunt proaspete, ia priviți! Și capturează toate păsările și animalele din împrejurimile unde el stă. Vreau struț ceva! Da! Hai să mergem mai departe, să fugim de aici! Da! Să traversăm în partea cealaltă, urmați-mă! Bine! Se aud pașii, hai să ne ascundem sub această stâncă! Hai, Melissa! Pleacă-mă repede să nu ne vadă! Eu sunt convinsă că am ajuns. Da, ia priviți acolo. Probabil este casa lui cap de sirenă. O cascadă. Iată de ce ai tu rugină. Urme de apă curgătoare. Poate îl găsim pe Matei. Hai, Mircea, ușurel. Privește! Acolo este Matei! Matei, stai pe loc! Nu mișca! Venim să te salvăm! Da! Liniște! Nu țipați! Că acuși vine cap de sirenă! Aici e casa lui! De ce nu te pe Matei? Hai să luăm pe Matei! Hai că venim! Mai rabdă puțin! Ce loc ascuns! Cum să ajungem la el? Uite cum l-a pus pe stâncile acestea! Să nu putem să-l ajungem! Unde ai fost? Uite cum a stat el singur aici! Și în acest loc rece! Ți-a fost frică? Hai să mergem! Sperăm să nu ne mai ajungă niciodată cap de sirenă. Da. Dar se aude! Cred că a simțit că noi suntem aici. Acum vine după noi! Repede!